La campionatul național de karate care s-a desfășurat la Brăila, clubul Gloria deja a reușit să obțină o medalie de aur, 2 de argint și un loc 7. În urma acestor rezultate, sportivii de gen au reușit să ajungă în lotul național de karate și vor participa la campionatele europene care se vor desfășura la Varșovia. În prezent, clubul de karate Gloria Dej are legitimați în jur de 40 de copii, iar clubul este într-o vizibilă ascensiune. Mai multe detalii despre competițiile viitoare la care vor participa sportivii de gen aflăm de la Claudiu Papiu, antrenorul clubului. Domnule Papiu, vă rog să ne vorbiți despre ultimele turnee și ultimele rezultate ale clubului Gloria Dej. Ultimele rezultate, deci am participat la campionatul național, unde am obținut rezultate foarte bune cu copiii. Am fost, cum s-a văzut, cu copiii, care sunt cei mai tineri din club, la Brăila, unde am obținut un loc 1, 2 medalii de argint și un loc 7. Asta presupune calificarea în lotul național și participarea la campionatele europene, care vor fi acum în 4 la Varșovia. De asemenea, mai participat la Izvorani, la finala campionatului național la cadeți, unde am avut iar echipă și acolo am obținut rezultate foarte bune. Am obținut prin Moșuțean Radu o medalie de argint, Nodi Laurent 2 medalii de argint și Pop Doru o medalie de argint și locul 5 la kata individual. Deci suntem în ascensiune și sperăm că pe viitor să readucem în Dej titlul de campion european, campion mondial, cum am mai avut de altfel. Vă rog să spuneți câți membri are clubul dumneavoastră în prezent? În prezent are în jur de 40 de copii care se antrenează. Lotul de performanță este format din aproximativ 15 copii, în funcție de forma lor, de rezultatele care le dau la antrenamente și la competițiile de verificare. Și încercăm să facem față ca toată lumea, inclusiv crizei economice. Aici e problema noastră, majoră. Sportul presupune cheltuieli destul de mari, mai ales că facem în altă performanță și situația economică a țării și a municipiului nostru nu ne prea permite să facem deplasări. Vă rog să-mi vorbiți despre această inițiativă. Astăzi ați fost premiați pentru meritele pe care le-ați adus atât clubului Gloria Dej, cât și municipiului Dej. Inițiativă meritorie. Copiii meritau să li se facă recunoașterea efortului care l-au depus și a sacrificiilor care l-au făcut, pentru că sportul de performanță înseamnă sacrificii. Ei uită de copilăria lor și vin la antrenamente și depun efort. Deci merită o recunoaștere din partea comunității și mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta. Sper să se perpetueze și pe viitor.